Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi am o enormă plăcere de a l avea ca invitat pe un foarte vechi prieten, ne știm de a aproape 20 de ani, cred Costica Brădățan care a făcut o carieră universitară extraordinară în Statele Unite pentru că este Distinguished Professor la o universitate din Texas, o să ne spună mai multe despre asta noi ne-am cunoscut la Berlin când eu conduceam o școală de vară și Costica Brădățan a venit de două ori. am predat împreună Dostoievski teme serioase, grele, nu mai știu ce am avut după aia, cred că tot Dostoievski demonii, întâi frații Caramaz Of, după aia, uh, demonii, și uh, l-am prins pe Costică Brădățan uh, în București. Am, am avut inside information că ești aici. Am avut informatori. Uh, da, doamna Spandonide a fost foarte amabilă, mi-a trimis ultima ta carte. Despre cartea asta vom vorbi, o carte premiată în Statele Unite, Elogiu Eșecului, patru pilde de umilitate. Dacă tot l-am prins însă pe costică brădățan, care e greu de prins, vreau să vorbim și despre cealaltă carte pe care am citit-o cu pasiune, și anume Am murit pentru o idee, despre viața plină de primejdii a filozofilor. E treabă periculoasă să fii fericul. Filozof, da? Deci, în primul rând, vreau să vorbim despre această ultimă carte, Elogiu Eșecului, apărută, cum spuneam, la editura Spandonide și apărută la Harvard University Press, premiată cu premiul Prose pentru excelență în filozofie. Mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere mare să fiu aici. Păi, de ce elogiu eșecului? Un elogiu paradoxal, in praise of failure. Pentru că în general, lumea elogează succesul. Și fiind un bun român, un bun contrarian din estul europei, am vrut să, să merg pe partea cealaltă și am am decis să el. Elog Dar nu cumva e un exemplu de bun simț ca paradox, exact, pentru că în fond, exact, ceea da. ce spui, este evident în fond. Dacă eșecurile sunt inevitabile. Este evident, dar ține de o anumită percepție filozofică. E un tip de evidență, nu e, nu e imediat evident. Dacă stai și te gândești. De fapt, e evident. Dacă stai și te gândești, atunci, exact cum spui. Dacă îți pică fisa. Da, te gândești, domnule, toți sfârșim prin a muri, de exemplu. Toți, pe toți ne pândește boala, așa și așa mai departe. Atunci eșecul devine o chestie născută, o boală cu care ne naștem și de care vom muri. Dar asta îți trebuie puțină o reflexie. Reacția primară, instinctivă, este să, să mergem în, direct, în partea opusă și să alegem succesul, pentru că ne, ne crește șansa de a, de a supraviețui, de a, de a rămâne în lume, de a, de a prospera. De a... Dar nu e și o formă de narcisism cu pompa asta, cu succesul, să fii succesful? Un, bă, un bărbat de succes, o femeie de succes, mereu avem formula asta, succesful, de succes... E, e undeva o reflexie a narcisismului contemporan exacerbat. E adevărat, și mai ales în societățile occidentale de astăzi, care, unde se leagă foarte mult de spiritul capitalismului, pentru că tot, tot de, de, de competitivitate, de, de ceea ce contează într-o societate capitalistă, post-capitalistă. când, într-o societate tradițională, ca, să ne gândim la o societate ca aia budistă, în, în budism, Primul adevăr nobil spune că viața e suferință. A trăi înseamnă a suferi. E, e, e mai frumos, nu se poate. E, 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 e pri, chiar primul. Și după aia sunt mai multe și aflăm că există un remediu, se poate scăpa cumva de asta. Dar în creștinism, poveștea, în tradiția ideocreștină, istoria omului începe cu o cădere, cu un eșec. Orice tradiție spirituală matură are plasează eșecul în chiar miezul condiției umane. Ei bine, societatea, cultura noastră nu o face. tot pentru noi totul e succes. E cum să reușești, cum să învingi, cum să... Păi, într-un fel, este un divertisment de tip pascalian, o diversiune. Ca să evităm perspectiva eșecului, ne spunem povești de succes. Evident, evident. Da, și exact, dar e bună, e bună observație, în sensul că ne, ne, ne îngânăm poveștile ne le, ne le spunem compulsiv, ne, ne, ne amăgim, ne, 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 practic încercăm să o uităm de o durere făcând asta. E un exercițiu, are, povestea asta, spus nostru, povestea oastra, e ceva performativ, o facem cu o anumită uh, țintă, o facem ca să scăpăm de, de, de conștiință mai adâncă a condițiilor noastre adevărate. Și atunci ne tot, ne tot spunem poveștile de sfârșit la nesfârșit. Uh, povești care în fond sunt despre noi înșine care ne flatează, exact, menită să ne flateze, să ne umfle în pene, să ne facă să uităm de ceea ce ne doare, să ne facă să ne credem mai importanți cât sunt, așa, dar iarăși, tot e ok, atâta vreme cât e ok. Problema e că e ex ceva extrem de superficial, asta nu rezolvă nimica. În, 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 în... Și amplifică suferința mai degrabă sau mai târziu, evident. Asta nu rezolvă. Genul ăsta de abordare nu rezolvă. Cum spuneam, într -o, în tradițiile spirituale cât de cât serioasă, așa ceva nu există. E, 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 e o semn, poate, al unei lumi, unei lumi profund nespirituale în care trăim acum. Nu, nu vreau să spun că e sfârșitul lumii sau ceva, dar e, e un simptom care m-a interesat. Cartea asta are ca subtitlu patru pilde de umilitate. Uh, patru pile, da? Deci avem pe Simon Veil, vale, uh, Gandhi, Cioran al nostru și uh, Mishima. Uh, bon, Cioran, Gandhi, îi știe toată lumea. Aș vrea să începem prin cei pe care îi știe mai puțin lumea, sau să începem cu Simon Veil, pentru că e primul capitol de alminteri. Simon Veil, atenție, cu W, nu Simon Veil, politiciana care a fost introdusă la Panteon nu de mult, ci, aș zice, adevărata Simon Veil, mă <laughs> cea care de fapt e mai Prim. importantă pe planul intelectual. Nu, e o glumă răutăcioasă, că și Simon Veil cu V simplu e o femeie extraordinară. De altfel, decretul meu de naționalitate franceză este semnat de Simon Vell și François Mitterrand, care era în, co în timpul coabitării. Asta e un, fi, un mic detaliu care cred că nu interesează pe nimeni altceva în afară de nimeni mine, a, Da, așa ca prieten, sigur că da, e, și ea o figură absolut remarcabilă în timp ce Simon Veil a murit la 34 de ani, Evrei că și ea a murit în 43 Anglia. în Anglia, e, a avut un destin meteoric, o femeie femeie absolut genială, fără îndoială, normaliană într-o vreme când nu erau femei la ecol normal, e, cred, era singura, pentru că pe atunci ecol normal superior era rezervată băieților, ecol normal din Rudulm, Dulm, la Vre, în timp ce ecol normal pentru fete era la Sevra Și sigur, tot prestigiu era la Ulm. Ori ea a făcut ulm uh, și uh, are un destin cu totul extraordinar. Spune-ne rapid care sunt etapele acestui destin și din comun. Mai întâi ar trebui, poate, să, să vorbim puțin despre structura cărții și un pic uh, ce înseamnă cele patru ce e o pildă. Cartea nu e o colecție de patru biografii. Cartea e o, un, un argument, o, o, un argument filozofic în patru etape. Cele patru patru pilde se referă la patru straturi, patru cercuri ale, ale eșecului. Vorbim de, de eșecul uh, fizic al, al lucrurilor, uh, apoi de eșecul politic al societăților, eșecul cu Gandhi, da? social al individului în societate și în sfârșit eșecul biologic al fiecare dintre noi când când murim. Și e un argument filozofic destul de complex și mult În partea patra, patra fiind vorba de sinuciderea lui uh, Yukio Mishima. Da, acolo, exact. Acolo, acolo ajung, 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 și la Mishima, dar capitolul 4 mai ales e mult mai complicat. Are multe straturi. Vorbesc... E despre moarte. E despre moarte, exact. Moarte în general ca... ca, ca sfârșit al, existenței, ca, ca eșec al existenței umane, practic. Și dar, deci asta e, eu vorba de, o carte de filozofie, de proză filozofică, ca să zicem așa, de seo filozofic. Poate și mai bine. Ei bine, în fiecare din cele patru capitole am, am, am vrut să, să am o, o persoană, pentru că altfel riscam să fiu foarte uscat, să fie numai, numai uh, argumente, numai filozofie. Or, asta e o metodă pe care am practicat-o de ceva vreme, să dau carne unui gând. Nu? Și atunci am, am avut nevoie de niște oameni reali, să văd cum se vede, să arăt cum se, vedea, se poate vedea eșecul în carne și oase. Și de aceea am ales. Uh, uh, de am ales pe cei patru, dar nu, nu, cam, nu la modul ilustrativ, nu, n-am avut nevoie de niște ilustrații. Și pentru că e un motiv mai profund, de fapt, anume pentru că eu cred că filozofia e, e viață trăită. e, filozofia e o chestiune întrupată și oamenii ăștia întrupau, fiecare dintre ei au întrupat un anumit tip de, de eșec. Sau, sau dar asta e o preocupare pe care o avem și exact, în cealaltă exact. carte. Și următoarea și următoarea. E, e, e un, model de, un, un mod de a, de a lucra, de a, de a scrie pe care l-am adoptat acolo la acum 15 ani. Țin minte de al minte un curs de al tău minunat la European College of Liberal Arts pe această temă. Uh, și exact. atunci, când am văzut exact. cartea ta, a murit pentru o idee, imediat am luat-o pentru că m-am gândit exact. la acel curs. Acum, trebuie să mai spun ceva. Uh, o, o să te flatez, uh, așa că te rog, nu reacționa, uh, nu protesta uh, pentru a-ți manifesta cer. umilitatea. Ceea ce spun e perfect adevărat. era un profesor extraordinar uh, și, și foarte inventiv. Uh, Ți-am mai spus, ești unul dintre puținii oameni care util, au utilizat, că acum te-ai la ortodoxie, care utilizau PowerPoint într-un mod extraordinar de inventiv. Dar ce am în minte e un film pe care ni l-ai arătat. Am uitat cum se intitulează filmul. Life of David Gale. Cum? The Life of David Gale. Așa, cu un profesor care se sinucide pentru o cauză. Nu, se lasă, executat și înscenează propria executare. Exact. și el, de fapt, militează pentru o cauză. Și iluminează anume pentru. meditează împotriva pedepsei capitale. Exact. Și, uh, și, și în și propria execuție, care e o eroare judiciară în felul ăsta, arată că, că sunt executați oameni nevinovați. Și el plătește cu, cu propria viață pentru, pentru chestia asta. Nu se putea altfel. Trebuia să arate că sistemul e, face greșel, uh -huh. că sistemul eșuează. Cum anume? condamnând și executând un nevinovat. că ai generat discuții foarte aprinse atunci pe tema asta, da? Da, pentru că era o temă, era și este o temă și filmul e provocator, adică te face să gândești îți spune în mișcare cred că trebuie să facem o scurtă pauză publicitară, nu încă, m-am înșelat, de obicei trec peste pauzele publicitare, slavă Domnului, să revenim la Simon Veil Sunt dator cu un răspuns ei bine, în fiecare capitol, deci, avem un, o, o persoană în care ne Un martor. Un martor, da, exact. Un martor. Uh, mai încă ceva preliminar, anume că în engleză e lesson. În uh, română s-ar fi putut traduce cu lecție, dar suna ușor moralizator, didactic. Uh -huh. Și atunci uh, Vlad Ruso, traducătorul cărții, a găsit o soluție superbă și a spus pile în, în, în loc de lecții. Și atunci uh, mi se pare mult mai, mult mai e greu de, a, de, a, de a făcut așa ceva în alte limbi, dar e, el fiind un tra traducător desăvârșit, a, a putut să facă. E omul care a tradus Montaigne. Evident. Și țin minte că am predat împreună Montaigne, Montaigne exact. de l'experience. Exact, da. Exact. Dar Simon Veil, iată-mă că sunt pisălor. Nu, no, ajungem ajungeam acolo. <laughs> uh, M-a fermecat și pe, și pe mine persoana asta e. e Vorbim de capitolul 1, unde discutăm de precaritatea lumii materiale. Acolo folosesc un argument sau o punere în scenă gnostică, unde lumea îngnosecesc, lumea e greșită, lumea are eroare, e, a fost concept, creată greșită, a fost e o creație uh, uh, imperfectă, in, incompletă, uh, precară. Ei bine, toate astea se regăsesc în Simon Veil ca persoană. Se vedea pe sine ca profund precară, era și bolnavă, a și murit, de ca urmare. Era, era, avea alte, alte suferințe, migrene și așa mai departe, dar de o vârstă fragilă. Și în același timp, toată, asta, toată condiția asta, o materială extrem de, de fragilă, era dublată de o inteligență ieșită din comun. Și să pui cap împreună cele două chestii mi se pare extraordinar. Și ea întrupa condiția asta, întrupa paradoxul ăsta ciudat între o umanitate materială profund șubredă, șubredă și o inteligență aproape, aproape neomenească. A, a învățat, cum, cum spuneai, la, la școlile cele mai bune, a ajuns profesoară, așa era contractul nu? De, de liceu, la, pentru că urma să fie, dar a stat puțin și a intrat în fabrică, pentru că pentru ea, ea o, o misiune aveți, așa cum o înțelegea, era să înțeleagă condiția omului muncitor. Atunci era, Și experiența sărăciei. Evident. Totodat. Și, 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 și să o trăiască. Ea, ea, când când s-a dus să lucreze în fabrică, ea nu a, nu a primit bani de la părinți, nu a mai primit bani de la școală unde, unde era profesoară și a luat concediu fără plată de la școală, s-a dus în fabrică și a încercat să trăiască cu banii cu care ar fi trebuit să trăiască orice muncitor în, în rolul ei. Și a, a făcut tot ce a putut să se să, să descurce cu banii. Era un experiment filozofic personal, extrem de serios și a scris totul, a consemnat totul. Așa ceva nu se făcea. Se mai face astăzi, mai, mai sunt ziariști îndrăsneți sau sociologi care fac chestia, care au învățat de la ea, practic. Pentru că ea, din câte știu, e primul exemplu de, 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 de experiment de social, personal, profesional, unde te pui pe tine însuți ca, ca, ca subiect. Ești cobai, te, te transformi singur în, 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 în cobaiul propriului experiment și te, te observi, observi tot ce ți se întâmplă, notezi și te observi și pe tine te, și transformi și până la urmă te distrugi pentru că uh, uh, o parte din Boala ei a venit și din din, din Asta este o dimensiune cristică la ea și spun cristică, nu neapărat Categori. creștină. Pentru că era apropiată de creștinism, n-a făcut niciodată pasul botezului. Citezi scrisoarea aceea extraordinară către un călugăr dominican în care e foarte critică față de tradiția creștină, catolică și chiar față de iudaism. Dar ea descoperă, de literală, condiția cristică, pentru că ea spune acolo, după, după un timp, a revelația că ea e sclavă. Exact ceea ce aici aflăm despre Hristos în, în, în Sfântul Pavel, condiția sclavului. Fața Chenoza. Sua. Da. Morfiedou. E morfet a venit sub schip de, de, sclav. Ei bine, a, asta descoperă și Simon veil în, 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 fabrică, unde e pusă, trans, e, devine sclavă. Sclavă a mașinii, în primul rând, pentru că ea, făcea o operație foarte simplă, dar de, de repetitivă și asta te dezumanizează. Apoi era sclava uh, fabricii, a, sistemului în, întreg și a înțeles dinăuntru, ce înseamnă să, să nu-ți aparții? Ei bine, exact ca, ca în, în textul Paulinic de care, de care vorbeam. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru a continua discuția. Sigur. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-am ca invitat pe Costică Brădățan, profesor de filozofie în Texas și autorul mai multor cărți remarcabile, dar cea pe care o am acum în mână este Elogiu Eșecului, apărută la editura Spandugino și de asemenea am evocat o carte mai veche, apărută la Humanitas, Am murit pentru o idee. Am în niște cărți extraordinare care pledează pentru filozofia, filozofia înțeleasă ca uh, mod de viață. Uh, și vorbeam despre Simon Veil, uh, despre dimensiunea cristică acestei uh, experiențe, acestei uh, existențe, uh, pardon, uh, și mai e ceva foarte interesant uh, în, uh, mai, Sunt mai multe lucruri pasionante în, a, în acest prim capitol, și anume uh, spui acolo, citând uh, ce spune Simon Veil, despre uh, crucificare ca fiind poate mai importantă decât învierea, pentru în un anume sens. Că, de fapt, crucificarea este ceea ce o fascinează pe ea în destinul lui Isus. Da, era cu totul aparte, avea o sensibilitate religioasă aparte. Am încercat, din punctul meu. Și e extrem de greu de plasat undeva. Poate cel mai. Convenabil, dacă e să găsim un loc pentru a ar fi gnosticism, dar e, dar e și acolo, e complicat. Pentru că gnosticismul însuși e o ramificație uriașă de, de, de curente de subcurente, de... E îngăduie, îngăduie astfel de plasare, pentru că e foarte fluidă. În uh, uh, și a de... să foarte aproape de, de, de catari. Într da, uh... acum despre catari se spun tot felul de lucruri false. Însuși numele catari este o. De formare, ei niciodată nu și-au spus ei înșiși catari. Da? Ei se numeau buni creștini, uh, și voiau să trăiască în conformitate cu învățăturile lui Isus. Uh, ori, un, menționez un lucru foarte important. Era, exista o practică în rândul uh, zișilor catari, aceea de a nu mai mânca. Da. Și ea tot așa a practicat non-mâncarea, ca să-l citez pe Steinhardt <laughs> într-un eseu de-a lui... Uh, despre Noica, în, în, genul tinerilor, îl ironizează pe Noica vorbind de non-mâncare. Simon Veil a practicat non-mâncarea. A practicat-o toată viața, în sensul că se mulțumea cu puțin, neglija să mănânce, uita să mănânce, mânca minimal, dar în cele din urmă, când să, înainte să moară, practica aproape că a încetat. Ora or, tocmai atunci avea să avea nevoie cea mai mare, pentru că era bolnavă și avea nevoie de, de, de să întrească. În, în catarică există o, o chestie similară unde persoana care așteaptă să stă să moară, încetează să mai mănânce pentru că în felul ăsta să-și să elimine, să-și subțieze partea materială să-și potențeze partea spirituală, să se alipească cu, cu Spiritul, cu Dumnezeu și să-și să să-și dizolve, să-și topească materia. Ori dacă studienții atent cele două parcursuri, ceea ce a făcut Simon Weil în Anglia, în Spitalul ăla, seamănă foarte mult, izbitor, izbitor. Acum nu, nu trebuie să împingem prea departe chestia asta, dar nu e, nu e vorba de, de o copiere, e vorba mai mult de, 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 de o anumită, de o sensibilitate spirituală comună. Când oamenii au aceeași sensibilitate, ei pot să facă lucruri similare, fie că se află în China, în Anglia, în, 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 în Evul Mediu Francez și așa mai departe. E o întâmplare la care faci referință, și anume că generalul de Gaulle a fost exasperat de Simon Veil și a spus, e, el e e nebună. E, e o întâlnire e, extraordinară între cele, aceste două personaje formidabile, că și De Gaulle e un fel de Don Quijote în 1940, cel puțin la începutul războiului, singur de capul lui, lancează rezistența. În mod normal ar fi trebuit să o placă pe Simon Veil. În mod normal, dar n-a cunoscut-o. Uh, situația e următoare. Uh, Simon Veil și cu familia fug din Paris când vin nemții, se duc în Sud. Și Gustave Thibon? Uh, se întâlnește cu. Îl, îl meditează la greacă, practic, pe, pe, pe Tibon o vreme. Și mai stau puțin acolo pentru că așteptau să-i să vină vizele uh, din, 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 uh, din America. În cele de, din urmă, vizele vin și, și se pot îmbarca cu toții și pleacă, se mută în. în, în prin un pic stau în Africa și după aia se duc în, în, în... în Africa de Nord. Africa de Nord, Sigur, Și apoi în fac Statele un Unite. în New York. Acolo e, 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 în sfârșit a, și au văzut nu au scăparea pentru că în Europa nu, nu să fie vreu în momentul ăla era era să fie și putea mort. să facă și ea precum Hannah Arendt să devină profesoară exact. în Statele Exact. Unite. Era și o făcea, ar fi făcut o foarte bine. Ei bine, nu bine a ajuns acolo că a vrut să se întoarcă. n-a suportat ideea că cineva în Europa suferă iar ea, ei este bine. Asta e, e un, 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 o, 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 matrice care îi caracterizează orice comportament, orice gest îi caracterizează comportamentul întreaga viață. Ea nu putea să poartă ideea că, că ea e sătulă când altul e flământ, că ea e bogată când altul e sărac, că, că e ei merge bine, că trăiește într-o societate prosperă și, și pașnică în timp ce în Europa e război și așa mai departe. Atunci începe, începe presiunile, cere să fie mutată din, din America în Anglia în, cu, împreună cu rezistența franceză în Și e o nebunie, durează să, săptămânal să duce, pune presiune de tot felul. Ea nu era, uh, abilă tehnică, era foarte stângace, o persoană extrem de stângace. Ce deci era să facă cu ea? Și atunci vine cu tot felul de proiecte nebunești să fie parașutat, parașutată. în spatele frontului, să fie, să fie, să, fie, să, fie, să fie, uh, sora medicală. Ea nu avea nicio legătură cu niciuna din cele două. și atunci unele din chestii propune asta ajung și la de gol. De-aia de, -aia, de, -aia de Gaulle îi zice, asta e nebună, nu am ce face. Dar, dar, a, a fost atât de pisăloagă, de, de persistentă, că până la urmă s-a putut îmbarca pe un vapor și a ajuns în Anglia un lucru ăsta era rarisim, pentru că numai de asta nu le ardea alora. Nu, nu exista un, un trafic, de, un, 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 transport de pasageri constant între Europa și America, evident. Nu exista niciun fel de linii de comunicare permanentă. Asta e una dintre scenele la care regret că n-am putut asista în calitate de muscă. Întâlnirea de, dintre De Gaulle și Simone Veil. S-a Nu cred Așa. că s-au văzut, nu, 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 nu s-au întâlnit. Da. Că s-au întâlnit pentru că uh, profesoara mea de la Sorbona, Françoise Bonardel, a fost susținută uh, la un moment dat de Maurice Schumann. Uh -huh. Care povestea de la Londra despre întâlnirea dintre două e, e posibil. Simon Veil. Din câte potem să mă înșel să nu fi, să nu fi cunoscut. O să, nu cunosc. o să mă mai documentez, da. mai întreb o dată și te țin la curent cu aceste Dar asta noutăți. Dar asta ar putea explica și reacția lui de gol, pentru că e, e, e foarte puternică. Adică, nu spui așa despre o persoană, fără să fără o fi văzut. Eu cred că a văzut-o. E posibil. Că, da. Bun, să trecem de la una la alta, la tot uh, un filozof, uh, că e al nostru, nu? Cioran. Al nostru. E al nostru. <laughs> nu știu dacă el ar fi de acord. Eh, ba da, era de acord. Uh, Cioran Vorbea a... românește în ultimii ani. Un Jura, jurar românește. Îi plăcea să înjure în românește, da. Pentru că franceza noi nu Nu Iar poți e fi. în jurături mai sărace. Evident. Româna, maghiară sunt campioane. Uh, că Deci, e vorba de cercurile astea ale eșecului. Primul e bio, uh, ontologic, al eșecului lucrurilor, unde e Simon Weil, după aia eșecul politic, un pic mai aproape Eu vreau de. Dar vreau să revenim asupra sigur, lui Gandhi, dar sigur, hai da, să sigur. mai vorbim de al nostru. Vreau să crezi context, să recrezi context. Da. După aia e eșecul social, unde suntem predeterminați să ieșuăm de, 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 modul în care societatea funcționează, de modul în care sistemul economic e, e, e așezat, de, de, de așteptările sociale, de, de, modele sociale, de, de presiunea economică, de standardele de civilizaționale care, ni care ne înconjoară și care ne silesc practic să trăim într-un fel, să, trăim în anumit, să ne cumpărăm un anumit tip de casă sau un anumit tip de mașină și așa mai departe. Și să câștigăm un anumit număr de, o, sumă, o anumită sumă de bani lunar sau anual. Ei bine, Cioran a mers exact, în afară de faptul că a fost un, un, un filozof extraordinar, stilist și un scriitor unic, dar personal ca, 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 ca și caracter, ca și, ca și persoana individuală, a ilustrat, a, încor a încorporat, practic, în existența lui, eșecul ăsta social. A fost asumat, ales, el a vrut să, să trăiască într-o mansardă, fără să câștige nimic, să fie un bărbat întreținut, fără să aibă uh, niciun fel de. Să, fără să dea societății nimic înapoi, să răspundă după toată, la toată presiunea socială a, a, a sistemului de care vorbeam înainte, el a răspuns cu un, un pas nu-mi pasă. Eu nu o să mă îmbrac, cum spuneți voi, nu o să-mi cumpăr mașina pe care o îi voi, nu mă port așa cum, cum voi decretați. în sensul ăsta avem în presidiu de compoziție, în tratatul de descompunere, acel minunat capitol despre Diogene cinicul, mm. în care poate parțial se descria și pe sine. Evident, evident. Asta, e, asta spun și eu în carte, că el s-a dus la Paris și a trăit ca un cinic, ca un câine. Uh, uh, da, atâta că butoiul lui era totuși lângă teatrul de Lodeon uh, se plimba în cartierul cel mai frumos și al și diogene, și diogene era în Agora era e în, adevărat. în buricul târgului Diogene spunea că el e la fel de bogat ca regele Persiei pentru că are două reședințe, una de vară uh, la Corint și da. una de iarnă la Atena exact, exact. Uh, uh, bogăția e dată de ce ai de nevoi, nu de ce ai eu am avut șansa extraordinară să-l întâlnesc pe Cioran, evident, grație lui tată. Am și povestit asta într-o emisiune recentă. Era un om fericit. Era extrem de amabil, extrem de gentil, avea mult umor și reionon. Da, avea ceva foarte luminos și senin. Mă bucur. Eu l-am văzut în interviuri, l-am văzut în puținele interviuri, care sunt des, relativ puținele, dar nu am avut așa o șansă. Vreau să verific o idee pe care am enunțat-o în acea emisiune, și anume că există și o dimensiune terapeutică a pesimismului și scepticismului Cioranian. El spune asta, spune asta, că prin scrisul pentru mine e o formă de tratament. Pentru sine, da. zic că lectura a, lui lectura, are lectura. o valoare terapeutică. Uh, e, o bună, e o bună întrebare. Uh, pentru mine are, pentru alții și pentru. Dar nu pentru toată lumea. Există oameni care sunt. Care iau aia... li ad literam. Unii care o iau adilea și unii care sunt absolut înfuriați de, de Cioran. În timp ce lucram la carte, dădeam ciorne sau draft editoarei mele care apreciază stilistul. Ea știe. Pregăt... știe franceză bine, știa puțin despre Cioran, dar era absolut înfuriată. Nu, no, I cannot stand him. De nu îl suport, nu știu, există o chestie temperamentală. O altă editoare... O de... intoleranță la Cioran, o alergie. E o chestie personală, o chestie de, de exact, o, alergie, de, o chestie fiziologică aproape, unde uh, un tip, uh, un anumit tip de oameni nu-l suportă pe Cioran, Trebuie să știm asta. Nu e el e seducător, e, e, e minunat, dar, dar nu pentru toată, toată lumea. Data. It's an acquired taste. <laughs> exact. Eu o mâncare destul de sofisticată și de particularizată. Mai avem ceva de spus despre Cioran? De fapt, multe mai avem de spus despre Nu. Niciodată nu e <laughs> suficient. Nu că sunt grăbiți să îi bifăm pe toți, să nu lăsăm deoparte pe asiatici, pe Gandhi și Mishima. Ori, Gandhi e, mă rog, și un om care a avut un succes enorm într-un anume sens, dar care în același timp este un eșec. Și pornește de la asasinarea lui în 48 care intervine după un an de conflicte, de quasi-război civil. Într-un ultim an devenise rău foarte intensă. dar ce da, era mai devreme. Da, dar 47, după ce pleacă britanicii, e un dezastru. Evident. Și, și devin tot mai greu de, de stăpânit. Și, și ce, ce, ce e interesant din punctul lui de vedere e că el încerca știindu-se atât de important, știind ce a făcut pentru țara aia, încerca să le aplaneze, să ducea pe teren și încerca să le aplaneze și vedea că nu poate face nimic și oia îl scoteau îl, 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 aproape că aruncau cu pietre în el. Și îl detestau și unii și alții. Evident, pentru că pentru, pentru hinduși el era un, un, trădător. un trădător, că a, a făcut concesii musulmanilor, pentru musulmani era un, un, un fundamentalist hindus și așa mai departe. Uh, dar e, e complicată toată chestia cu eșecul la Gandhi, pentru că există o dimensiune personală, existențială a eșecului, unde el, în, în tinerețe, practic, el a trăit o viață lungă și îmbelșugată în toate sensurile. Și când a fost, cred că a avut, nu avea 50 de ani, a început să-și scrie biografia. Asta apare, vorbim de, de. Abia se mutase în India. Abia se mutase în India. E, e, n Aproape că, deci viața lui de până atunci însemna să însemnase însemna tinerețea și activitatea lui în Africa de Sud. Ca avocat. Ca avocat și ca activist politic pentru, pentru indienii de acolo. Ori adevăratul Ganding abia, abia s-a născut atunci și el își scrie autobiografia, autobiografia în momentul ăla. Ei bine, nu are importanța asta. Ar fi fost interesant să-și -o, să -o, să o fi continuat. Ar fi fost foarte interesant. N-a făcut-o, din păcate, pentru că s-a lăsat prin alte proiecte. Dar ce spune acolo despre prima lui perioadă, prima din Africa și despre tot, toată viața lui din momentul, o să vezi cât de important e eșecul în an. El, el să vedea pe sine ca pe un mare ratat. Ca pe un eșuat, româna e complicată cu, cu atâtea cuvinte despre eșec, În engleză e mai simplu, e un singur cuvânt care le acoperă pe toate. Ori el spunea, domnule, ca, 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 ca elev, am fost o nenorocire, nu știam să, să socotez, mi-a luat o grămadă de timp să să învăț. S am rămâneam, rămâneam tot timpul în urmă. Eram laș, eram fricos. După aia am crescut un pic mai mare, dar în toate astea au rămas. Am fost, m-am măsurat tânăr, am fost un, un, un soț execrabil, am fost un, un părinte. mizerabil, exact. Da. Și așa mai departe. Povestea toate eșecurile lui ca avocat, pentru că n-a avut succes deloc la început. A fost, povestește în detaliu primului proces unde, unde erau, avut o cauză acolo. Era simplă afacerea, se pare urma să, deci să, creează, să creează, nu era procesul, a început să, ră, să vorbească judecători, cu tare, cu tare, și a venit și lui rândul, s-a ridicat și n-a putut spune un cuvânt. N-a putut rosti un cuvânt, s-a așezat, s-a așezat din nou pe scaun și s-a făcut de de, 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 râs, evident. Și povestește cu, 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 cu detaliu. Cu exact. Și atunci realizez că omul ăsta a avut o relație foarte personală cu eșecul. O, o, o relație intimă, o, e aproape o chestie erotică acolo, când e, 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 e miraasa lui, eșecul. Și, dar asta se, se termină, nu, nu ajungem. Narațiunea asta sfârșește când el vine la puțin timp după ce vine în India. Iar după aia am început să reconstruiesc relația din alte surse, din, din jurnalistică, din, din alte scrieri și așa mai departe. Și după aceea a urmat, relația a fost la fel de intimă ca și înainte, și mult mai complicată, de fapt. Uh, pentru că el era un, 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 om extrem de carismatic și un, și un, un ins excepțional, dar nu poți să-i pe toți. Și nu știu că, în ce măsură el... Se spune că era un, un, politician foarte abil. Englezii care au negociat cu el spune că domnul ăsta, asta era diabolic de, de bun la, la Dar era... Dar aici, aici devine interesant, pentru că un, 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 un mahatma, un, un om sfânt care ajunge să intre în politică și care începe să negocieze chestii foarte, foarte, foarte precise și care ajunge să spună: Dacă nu faci chestia asta, o să îi mobilizezi pe ăștia și o să moară mii, milioane dintre ei, te întrebe unde mai e sințenia. Pentru că el, ca, ca argument, ca, ca um, o parte din negocierea, folosea inclusiv viețile indienilor. Spunea că dacă nu faceți. Ce... Nu -mi, nu, mi acordați concesia asta, eu îi scot pe oameni în stradă și vor muri aici și o să vedeți voi. Ori când ești Mahatma, nu, 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 te joci cu chestiile astea. Or, erau multe, ce vreau să spun, erau, erau lucruri incompatibile în, 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 în magma asta uriașă care era, era Gandhi. Și, într-un fel, era inevitabil să explodeze. Și a și explodat în cele normal. Uciderea lui, asasinatul, n-a fost întâmplător. Acolo a fost o mișcare radical uh, uh, hindusă, uh, născută din, din, din frustrările oamenilor care, care l-au văzut pe Gandhi ca pe un trădător. N-a fost un, un, ins, un, un, nebun, un insingurat care i s-a pus pata să-l să, -l, să -l amare pe Gandhi. A fost un, un, partid, de fapt, o grupare politică profund marcată de eșecul lui Gandhi, de concesiile, chipurile pe care Gandhi le-ar fi făcut. El, a încercat să pună la un alt o țară nouă, pluralistă, cu multireligioasă, unde era extrem de, pe care e extrem de greu de guvernată. El când a conștientizat tragismul situației, E fascinat, de vreme. probabil că a fost tot timpul într-o anumită măsură, dar, dar în ultimii ani apare constant. Spic, în ultimii ani e evident. Devine evident apare constant, trebuie. spune, domnule, eu cred că o să mor un ratat. Eu cred că mi-am ratat viața. Spune constant, spune. a spus-o în ziua în care a fost omorât dimineața, a dat un interviu și a spus chestia asta, mă tem, mă tem că sunt un ratat. Extraordinar, da. chestia asta venind de la Gandhi, e, mi se pare extraordinară. Dar evident, a, a început probabil... Nu-mi dau seama, evident, nu sunt un expert în Gandhi, m-a fermecat situația lui și m-a mai interesat profund, dar nu, nu pot să dateze exact. Probabil din de, de momentul de la negocierilor. Deci, retragerea a englezilor din India a fost un proces foarte lung, de fapt. S-au făcut paște. Nu, nu, nu s-a întâmplat punctual, s-a întâmplat într-o vară atunci, dar, dar pregătirile au avut loc ani de zile înainte. Englezea au știu că o să o facă. În primul rând pentru că poporul englez nu mai vroia. Era un sentimentul britanicilor evaluat după, prin alegeri, sondaje de opinie, discuții publice și așa mai departe. Sunt atât mijloace de a, de a, de a lua temperatura nu, gusturilor opiniilor publice și oamenii wow, englezi nu mai vreau India. Englezii obișnuiți, poporul ca atare. După război, dar deja încă spre și finalul înainte, războiului. Și înainte, da. și înainte de război. Era, și înainte de război, și Înainte, da. mi se pare. Era și să se simțeau vinovați. Că... Ceea ce spune că Gandhi și să se, se simtă vinovați. Nu? El pisase, pisase deja. Și Churchill acolo. spune despre el că e un fakir și comentezi foarte da. bine acest lucru. Da, da. da. Fakir înseamnă. Sărac. Facr fac, vine din, din arabă, înseamnă sărac lipit pământului. Un, 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 om atât de sărac. Bine, e o sărăcie asubată, aleasă, e, e, ca vocație, nu? Unde, păi, e cum franciscanismul. Exact. Și atunci, atunci tu trăiești din franciscanismul, budismul, toate sunt. Un, 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 un e vorba de un mod de viață spirituală unde nu posezi nimic. Și cinismul lui Diogen. Exact, astfel. exact, exact. Nu posezi nimic și te, te bazezi... De, pe, 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 donații, pe, pe cum, se, obo, cum e termenul? Ce Cercet da, sună, e și mai frumos. Milostiveni, nu? Milostenie. Mil -a. Da, acum, ă, ordinele astea apărute în secolul XIII, franciscanii și dominicanii, sunt numiți les ordres mondiaux ordinele cerșetoare. cerșetorești. Da. Sau cerșetoare. Da, dar, dar, dacă problema corpului, problema între existența existenței noastre materiale e, fundamentală și e veche de când lumea. Aici nu are legătură cu Gandhi, dar uh, tatăl meu era foarte generos cu cerșetori. Și unul era întrebat, dar de ce? Uh, pentru că e cea mai veche meserie din lume. Nu aia despre care crede lumea. nu. Cercetorul este o instituție spirituală veche de când lumea. Da, da, evident. Și mă fascinează acum, lucrez pe o, pe o, la o carte despre budism, unde mai, ales, mai precis viața lui Buddha, unde apare extraordinar chestia asta. E, stă, și e, e, nu e atât, nu e mare lucru, când, când nevoile noastre sunt, sunt minimale. Nu avem de nevoie de mare lucru ca să, să ne ducem zilele de pe zi. Uh am avut un curs împreună cu Răzvan Ioan. Tare mi-aș dori să-l cunoști și pe el, e filozof și el a făcut un doctorat despre Spinoza și Nice și predăm foarte mult împreună. Și ținem noi un curs de istoria culturii occidentale. Iar în penultimul modul consacrat Evului Mediu, am făcut un curs împreună despre Varlam și Ioasaf, care este varianta creștină a vieții Biții lui Buddha. Da? Deci tot așa, un prinț creștin care alege monahismul, alege sărăcia, alege să fie fakir într-un fel. Nu? Da. Dar să nu-l uităm pe ultimul personaj, cum să, mă rog, cum să. spuneai, nu, e un capitol mai complex, Yukio Mishima care e povestea lui? Care-i treaba cu el? Bine, capitolul. De ce mișima? Că totuși era un bezmetic. În, felul lui. <laughs> în primul rând, e un capitol complex unde, practic, um, atac frontal uh, finitudinea umană. Nu? Ne sfârșim. Facem un Da. Și ne trăim, da, exact. Suntem cu născuți cu moartea în sân, în, în noi, și în vene, de asta. În, în DNA. Deci, asta e. Mă măsura... că și pisoii mei sunt născuți cu moartea în DNA. Dar se poartă. Dar de... nu-și dau seama și sunt foarte veseli și n-au melancolii, <laughs> n-au. Și e, e vorba de, de existența, de, de moartea ca eșec al existenței. Se poate face un argument și am încercat să-l fac acolo, în sensul că chiar dacă suntem predestinați să murim, în natura lucrurilor, e totuși un eșec, pentru că ideea de existență și viața însăși exclude moartea. Moartea nu poate fi gândită, nu poate fi conceptualizată, decât foarte greu. și ocolită, dar există o incompatibilitate fundamentală între viață și moarte, între e ca uleiul și apa. Și atunci trebuia, am încercat să, 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 să intru în problemă din mai multe unghi. Și una a fost istoria filosofiei occidentale, de la Socrate, de la Boetius, Seneca, și așa mai departe, dar mi s-a părut un... Interesant să aleg un cazul lui, lui unui Japonez care a fost obsedat de moarte de, de când a început să trăiască, practic. A trăit s-a născut și într-o casă de casă mijlocie, Nu erau tradiție, nu era o familie de samurai aristocratică. Deși el a scris despre. etica samurai. s-a reinventat mai târziu ca samurai, dar el nu a fost personal. Erau veneau din a, erau clasa din. Da, personal, I s-a pus pata că el. Dacă chiar dacă nu există pata la mach, chiar dacă nu există în, tradiție, în familie o tradiție, el poate să poate să inventeze. Pentru că el, el, el a vrut să el a crezut că poate inventa totul. A avut o putere de, 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 de creație, de imaginație de, de, de fără limite și a, a putut să a crezut că poate să și inventeze nu doar propria operă, ci și propria viață și să și o sceneze și mai ales propria moarte o moarte de samurai, asta e toată chestia, că el l-a murit foarte pe scurt pentru că e o poveste foarte lungă, e, e vorba de un om care, care a, a fost fascinat de moarte, de, sacri, de, de sacrificiu, de, de o moarte violentă de martiri, a fost obsedat cu cu, uh, 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 cu imaginele sfinților creștini martiri, martirizați în... Nu era fascinat de creștinism. Străpunși de săgeți și așa mai departe. Ah, de uh, de da. Sebastian. Exact, da. Vorbesc despre asta acolo. eu, eu A fost avut un prima lui uh, relație erotică. A fost cu pictura unui uh, Sfântului Sebastian, care. E, e complicată relația de genul ăsta. Uh, și ajunge la un moment dat să ajunge un scriitor faimos, foarte de, de, mare succes în Japonia și din străinătate, dar de la un punct încolo se gândește că cea mai importantă opera a vieții lui ar putea fi chiar moartea lui. Și e o moarte frumoasă, există o moarte frumoasă, în, din punctul lui de vedere, e o moarte publică, unde ești actor, dar o faci, pe, o faci live, o faci chiar pe bune, nu, nu, e, nu, e, nu e, nimic, e regezat, dar nu e fake, în sensul că chiar mor. Dar o moarte de, o moarte de, de, de samurai așa cum știa el, așa cum au murit samurai pe vremuri, nu? Ori asta, când, când, din punctul lui de vedere și din punctul al tradiției respective, se chema noble, uh, noble failure, în engleză, nu știu, expresia japoneză. Uh, noblețea eșecului. Da, și atunci... O eșecul nobil. E, e ideea următoare că să, o moarte e frumoasă atunci când, uh, uh, în, în contextul ăsta, atunci când tu lupi, chiar dacă știi de la bun început că nu ai șansă, știi că ești copleșit de, 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 de context, de, de, de forțele cu care te lupți, și totuși continui să te lupți până la capăt. Chiar dacă matematic nu ai absolut nicio șansă, tu o faci ca și cum vei câștiga. Și asta, e o, situația dezvăluie o frumusețe umană extraordinară pentru el. Și asta e un eșec nobil. Și atunci uh, și-a înscenat a însemnat pentru, pentru, a ajunge în punctul ăla, pentru a ajunge să, 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 fac o, să, 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 să regizeze o astfel de moarte, a ajuns să improvizeze o revoluție de stat. Aia n-a fost reală. Toată lumea spune că a fost fascist, că a vrut să dea o lovitură de stat. Aia a fost, a fost, închipuită. A fost... Să luăm o scurtă pauză publicitară, pentru că subiectul e prea important. Aș vrea să-l reluăm după. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Costică Brădățan, profesor în Statele Unite. Vorbim despre ultima lui carte, apărută și în română, Elogiu Eșecului, la editura Spandugino. Evident, în engleză este In Praise of Failure. Vorbeam de Moartea Frumoasă. La noblesc de eșec, nobleța eșecului, în cazul lui Yukio Mishima, mă gândesc însă și la Hector, în Iliada. Hector este eroul cel mai uh, plâns uh, în uh, Iliada și poate cel mai simpatic, într-un fel. De fapt, cei mai sim simpatici sunt Patrocle și uh, Hector, cei doi uh, care au un asemenea destin a unei morți uh, frumoase. Și spune că de fapt Yukio Mishima nu a vrut să dea o lovitură de stat pe bune, cum Categori. se spune mereu, ci a fost de fapt o înscenare a propriei morți care mă, mă duce cu gândul la un vers dintr-un cântec de Ramstein, Nu știu dacă asculti Ramstein. im Beifall untergen da să mori în aplauze generale, da? Și Mishima Asta a avut. Da, mers de desubt. Deci, pregătește-l, e, e un proces foarte lung unde, între altele, își creează o armată privată, o miliție privată, are soldați, comandă uniforme din Franța, un designer pe care i-a făcut și lui de Ludegol uniforma, Eu lansează armata aia în, în Japonia cu, cu ziarici de față și culmea în fața, da, nu, în fața Palatului Regal, pe terasa, imperial, pardon, imperial pe terasa Teatrului Național. Mi se pare genial. Adică, teatru, clar, da. teatrului, pe, la teatru, uh, ziariștii, unii să zică de râs, alții se spun că asta, pentru că erau totul era foarte comic, un scriitor să apucă într-o bună zi să-și facă o, o armată privată. Cumva era permisă, legal, nu aveau ce să-i facă. După aia i-a antrenat pe soldații, aia, ăștia, ăștia ziariști ziceau ar, armata de, de jucărie a lui Mishima, soldații de jucărie a lui Mishima. Și ăia bieții, bieții copii credeau că va fi, chiar e vorba de un război civil care ar putea să se întâmple, de ei vor apăra valorile japoneze uh, într-o posibilă confruntare cu comuniștii, cu extrema stângă și așa mai departe. Toată chestia a fost o, 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 o glumă privată a lui Mishima unde el avea nevoie de un eșec. Și Da, grandios. Grandios și un, un samurai care eșuează ce face. Își, pucu. Exact. Avea nevoie de eșecul ăla ca să, ca să poată comita să pucă. Și n-a fost foarte reușită. Asta e altă poveste. <laughs> și atunci se duce la, în cazarma în respectivă, adună, să, îl ia, îl ia, îl ia uh, prizonier pe comandant, îl, îl leagă, îl leagă cu, intră cu, cu un grup de, de, de acoliți și cere tot, tot ce vrea. În schimb nu vrea bani, nu vrea nimic, vrea permisiunea să le vorbească soldaților. Soldații se adunau jos în, în, pe, pe platou acolo și el vrea să, să le țină un speech. Ori or asta era, evident, o, o nebunie, pentru că, în primul rând, nu se auzea aproape nimic. Erau elicoptere, era un zgomot, el nu avea microfoane, nu avea nimic. Era un bun vorbitor, dar nu nu putea să. Și atunci, toată chestia a fost o claunerie uriașă. Dar el avea nevoie exact de asta. Avea nevoie de, de eșecul ăsta, de eșecul spicilor ca să se întoarcă liniștit în biroul comandantului și să-și facă sepucul, să pentru că a eșuat în misiunea de, 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 de a... a regenera Japonia. Exact. Și atunci era totul pregătit și a, 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 și a făcut sepucul, dar. Ca partea regiei nu, tradiționale, cineva trebuia să-i taie capul, că el nu putea, mm -hmm. nu, nu putea să moară doar de lovitură uh, uh, pe care și-a dat-o singur. Oi bine, bine, persoana aia nu-și face treaba, tremură, tremură ca varga, eșuează și vine un altul care îi, îi, trebuie să-i să execută pe abândoi. O, o, comedie, o O comedie unde nu știi când să râzi și când să plângi e mai rău decât plâns, e așa, e gruesome. Da, da, dar, dar dă, de măsura, de măsura, omului, pentru că omul era într-adevăr, într -adevăr, era un, o figură. Uh. Există o, percepție, chiar printre oameni serioși, că ăsta a fost de, de, extremă dreaptă, care a reprezentat. Da, asta e lectura curentă. Dar nu, el spune la un moment dat aproape că da cu banul. El putea foarte bine să fie fanatic de stânga. Avea, deci, că n-am avut nimic cu comuniști, nu mi-a făcut nimic, nu mi-au răpit familia, nu mi-a făcut. Întâmplător, eu sunt. Am, am, am crezut că ca să, ca să mă asertez, ca să mă impun ca, ca, ca actor, ca un, ca un personaj politic, am nevoie de un dușman. Și comuniștii erau la, erau la îndemână. Și ăștia mi s-au părut că sunt un dușman ideal. Asta e toată, toată povestea. Uh, uh, uh. Carierei politice a lui Mishima. că din păcate, trebuie să ne oprim pentru că discuția este pasionantă. Eu chiar mă mir că am apucat să trecem prin uh, toate Şi capitolele cărții, mă rog, cam rapid. Uh, tocmai pentru a vă deschide pofta de a citi această carte minunată bine scrisă, adesea foarte amuzantă și profundă totodată și dacă vă prinde gustul prozei filozofice scrise de Costică Brădățan, vă amintesc că mai e o carte disponibilă încă, a murit pentru o idee la editura Humanitas, iar acesta, repet, este elogiu eșecului la editura Spanduginou că îți mulțumesc foarte mult. Am avut mare noroc să te prind. Eu îți mulțumesc. Și sper să predai cândva la Casa Paleologu. Vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.